Mă rog, oameni buni, am văzut eu ieri la un video al lui Teodor Cârnaț. E un video în care se vede o grupă de studenți care sunt împărțiți în două grupe, care fac o dezbatere pe o temă dacă dreptul la avort ar fi trebuit să fie interzis în Republica Moldova sau mințunut, ținând cont că rata natalității e în scădere și rata mortalității e în creștere. N-am pretenții la studenții ăștia, pentru că studenții, studenții, învață, e, da, adică nu, -i, nu, -i, nu -i despre ei într-un fel video, dar <coughs> totuși ceea ce argumentele pe care ei le aduc sunt de fapt o ilustrare de credințele pe care le avem și de ceea ce se vehiculează în societatea noastră. Ceea ce... Aș vrea eu să spun la, la tema dată. Deja, uitați-vă, atunci când profesorul tău face o, o lecție de dezbatere, profesorul tău care are opt copii, deja pot să spun că balanța e o că deja cântărește pe o parte, da? O mai mult. Și asta nu e o, cum spun, ceea ce vă spun eu acum, nu e chestie de critică sau... Dar, de fapt, e o chestie de spun așa, de cântărire a puterii, în general, în, în viața voastră și în interacțiunile voastre. Uh, pentru că noi nu întotdeauna ne dăm seama de chestia asta, dar foarte multe lucruri noi le, le facem în viața noastră în funcție de, de sentimentul ăsta de putere sau supunere pe care îl simțim. Și deci, deja, aceste două echipe, când au în fața lor un... un, un un prof care are 8 copii, și și pot să-mi imaginez eu că el nu-i pentru uh, avortul, da? Uh, deja, unii echipii poate îi de mai mare curaj de a, de a se manifesta. Mă uitam eu la fetele studente și în raport cu, cu băieții. Uh, clar, băieții, iarăși, mult mai, parcă sigur, cei care luau cuvântul, mult mai sigur în cei ce spuneau, așa foarte. Uh, da? Am fetele, iarăși, mare majoritate, așa destul de timide, iau cuvântul, dar cu jumătate de voce. Și în sensul ăsta aș vrea să spun fetelor, nu, nu vă rușinați să spuneți ce gândiți voi, pentru că voi nu, nu spuneți lucruri tâmpite. Da? Noi trebuie să, să, să încetăm odată, să trecem peste... am da? răspuns. eu ne aduc eu în, 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 în versate. Eu aveam impresia că asta e o chestie care -i... Ea mea, eu mă simt uh, neinteligentă pentru că neasta asta mai aparține mie. da, Adică e o chestie doar de propria mea persoană. Dar, de fapt, nu. Acolo, noi suntem într-o întreagă sistemă pe care pe noi ne învață, de, de tare mititei, că atunci când băietul se manifestă, face ceva, spune ceva, maladeț, tare bun, pățană, dar atunci când fetele, uh, așa de parcă ele nu ar conta, ceea ce le spun nu, nu, nu e important. Mai scurt, uh, și, și, și în sensul ăsta aș vrea să combatem lucrul ăsta. Nu, nu ezitați, spuneți ce aveți de spus și nu, și nu vă temeți să fiți judecate sau cineva o să uh, o spună că nu sunteți suficient de inteligente, Am vrut să spun. Bun. Ce mi a sărit mie în ochi? Deja, hai până să ajung eu până ce mi a sărit mie în ochi, să mai iau un, un argument. Uh, unul din argumente era că să nu uităm că suntem într-o societate creștin-ortodoxă. Și dacă suntem într-o societate creștin-ortodoxă, da, noi trebuie să avem grijă de viețile tuturor și... Nu mai țin mint cum a fost asta formulat, dar am vrut să spun, mai băieți, în drept, noi suntem în stat laic și atunci tu ca jurist, când vii în instanță și anunți un, nu știu, un argument ce ține de, nu știu, de credință, M mi nu îmi pare asta corect, da? pentru că suntem un, un stat laic care avem careva drepturi și nici o religie, uf, în nu caz, nu cre religia creștină ortodoxă poate e mai presus ca dreptul meu la viață privată, ca dreptul meu la integritatea corpului meu ca femeie. Da? Deci argumentul că suntem într-un stat cre creștin-ortodox și deci asta ar, ar decide pentru mine dacă eu am dreptul sau nu am dreptul să fac avort, nu nu trece, da? S-au n-ar fi trebuit să treacă. Fetele care erau în echipa sau în genere echipa uh, care menținea dreptul la vort, au adus și argumente referitor la incest, referitor la viol. În principiu sunt argumente foarte bune, da? Dar eu am impresia că atunci când noi ne lansăm pe drumul ăsta de a spune, ia uitați-vă că sunt situații în care există incest, sunt situații în care există viol, de ce femeia asta este obligată să-și po poarte copilul ăsta? Aici întotdeauna așa rapid apar contraargumente. Dar ei nu e obligat să-l crească, lasă că sunt alte familii care vor copii a să-i să dăm la, la ce e. Da? Sau manula LGBT, da? Mă și homosexual, clasă, nu, nu spate. Uh, sau mai scurt, întotdeauna o să fie careva contraargumente. Și eu aș spune că noi n-ar fi trebuit să ne îndepărtăm uh, pentru că asta e ca un fel de justificare. Poate eu să avortez în cazul ăsta, spoate, dar nu poate să avortez dacă asta e un viol, dar nu poate să avortez dacă asta e un, uh, un incest. Um, cum vă spuneam, ne, ne, îndepărtăm de la un lucru foarte important și anume, eu sunt o persoană, pânticile meu, da, ovarele mele, um, uterul meu sunt ale mele. Iar o mai fost acolo un argument de tipul uh, dar cine să plătească pensiile? Dacă copiii se nasc mai puțini, cine să plătească pensiile? Oameni buni, corpul meu, dar uterul meu, el nu este proprietatea nimănui. El nu e proprietatea statului, el nu e proprietatea bărbatului, ăsta nu... e a meu, da? Și deci eu, eu tare sper că noi ajungem să ajungem să respectăm că el el îmi aparține. Și dacă să ne uităm, și de ce încă asta e atât de, nu știu, de ce asta mă activează așa de mult? Pentru că, uitați-vă, sunt sute de mii de ani în care corpul femeii era considerat ca un bun, care, iată, statul, familia, bărbatul, tot cine, cine vrei, numai nu, biserica, cine vrei, numai nu ea, poate să decide ce să facă cu corpul ăsta ei. Să vă mai dau un exemplu. Dați-vă, în. Vă știți, în China era o perioadă, acum pare că nu mai este și legea, lege, dar acum câțiva ani, era legea în care tu puteai să ai numai un copil. Um, și rezultă dacă avem mai mult decât un copil, femeile cele le avortau sau aveau mari penalități, mai scurt. Uitați, vă ce, ce interesant. Că de ce în. Nu le-au dat oamenilor în cap, spun ok, voi aveți deja un copil, de noi să sterilizăm, da, să, facem o vazectomie bărbaților. Așa, ai un copil foarte gine, ții mai mult nu trebuie, statul a hotărât mai mult nu trebuie, s-a terminat vazectomie și E ca, ce trebuie să ăștia asta în voi? E când voi mai gândiți, stai, voi dai, așa e un pic parcă bizar sau un pic să iei să-i să sterilizezi, ținând cont, adică pentru că deja au avut un copil, dar nu i nu, -i, nu -i bine, da? Însă pentru noi ne se pare foarte ok ca să-i spui unei femei că tu, dacă din momentul în care ai prins sarcină, tu trebuie să o duci până la capăt și tu n-ai niciun control asupra propriului tău corp. Și vreau să mai, um, să mai adaug o femeie care prinde sarcină și care simte că nu poate să o ducă. Deja nimeni nu face asta pentru că de, de, cum spun, de, responsabilitate, în sensul prin A, fac fără prezervativ dacă, dacă se și, și nu-i grav, mă duc și avortez. E ca, e ca cine din femeile care, care prind sarcina, și voi știți că mare parte desuri, sarcinele sarcinile astea sunt... Uh, apar da, la, la, la tinere care și nici măcar nu știu foarte mult despre uh, educație sexuală să nu și eu iară despre importanța educației de sexuale uh, sau uh, iar, abuz, chestii. Multe, nimeni nu, 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 nu face copii, adică nu prinde sarcina așa pentru că a, lasă că mă duce și o avorta. De asta n-ar fi trebuit noi așa să um, subestimăm, nu că subestimăm, dar așa să denigrăm și să... Chiar mă și în comentarii, doamne, în comentariile sub video ăsta. Uh, dacă nu vrei să fii prin sarcina, n-ai și știi, și am răspuns și scrieri despre despre care cultură e vorba, da? Când, când apare video ăsta unde la, la Dora Show a fost o, o, un, mic interviu cu mine și iarăși mă uit pe site comentariu a, vorbit despre sex și așa, și așa tineri la 12 ani prin sarcină. Pe că tocmai de asta și prin sarcină. Pentru că nici o tânără la 12 ani nu își spune, dar păi, deși eu sunt devin mamă, da? Dar prin pentru că nu știi nici o babă despre educația sexuală, de dorit asta nu dispus, dar nu cumva să vorbească despre sex asta, du duc pe pustii, da? Și după asta ne, ne întrebăm, dar de ce uh, sunt avorturi, de ce uh, fetele astea prin sarcini Mai scurt, voi ce credeți la tot tema dată?